Este foarte ușor de făcut piruet, adică să învârtiți cartea pe deget. Este foarte ușor să faceți acest lucru. Pentru început vă recomand să luați o carte care are număr impar sau down, jovete sau popă. De ce? Pentru că așa știți unde este mijlocul cărții, da? Știți care parte e mijlocul cărții. Hai să luăm asul de negru, cum e frumoasă cartea, sau asul de romb. Și va trebui să țineți cartea pe degetul mijlociu. Eu la început îl făceam pe degetul inelar, dar n-arată foarte bine. Eu vă recomand să faceți pe cel mijlociu și va trebui să puneți degetul mijlociu exact în mijlocul cărții, da? În centrul ei. La fel și cel mare. Ca să nu stați să vă uitați unde este centrul cărții, că de-aia v-am recomandat să luați o carte care să vă dați seama unde este mijlocul. Atunci când luați cartea de pachet, veți pune direct degetul mare și când puneți degetul mijlociu de desubt, veți ști că acolo e mijlocul, că se conectează cele două degete, da? Și așa unde este mijlocul. Este foarte important să-l țineți chiar fix pe mijloc, pentru că altfel își va pierde echilibru cartea și va cadea. La început veți avea o senzație ciudată să faceți acest lucru, însă o să vă obișnuiți. Deci cum țineți cartea așa, vedeți cum am mâna, da? O țin practic perpendicular cu degetul ăsta, aproape perpendicular, da? Deci cum e cartea așa, degetul e așa. Și cu degetul arătător de desubt, decât veți da un spin, adică veți învârti cartea cu degetul arătător. Deci astea sunt degetele care trebuie să le folosiți. Mijlociu și ăsta mare pentru a ține cartea și cu arătătorul dați spin la carte, adică învârtiți. Câteva sfaturi acum legate de asta. Când dați spin cu ăsta, că vedeți cum îi dau, da? Îi dau așa cu avânt. Așa trebuie să exersați la început. Când îi dați spin, important este să nu mișcați deloc degetul mijlociu. Dacă mișcați degetul mijlociu de acolo, o să-și piardă echilibru sau îi mișcați poziția în timpul ăla. Deci uitați. Nu știu dacă se vede. Da? Vedeți? A rămas pe mijloc. Acum s-a dereglat un pic. Da, deci important este să țineți pe mijloc. Haideți să iau o altă carte, că deja mă transpirai. Da? Aici. Și cu arătător dau așa. Deci, practic, ling cartea. Deci, în timpul ăsta, degetul mare va sta pe carte și când i-am dat spin-ul, am ridicat un pic degetul mare. Nu îl ridic foarte mult, decât puțin. Că dacă îl ridic de tot, poate încade cartea. Și important este să stați și paralel pământul, ca să nu se ducă în jos cartea. Și cam asta este piruetă.